sunt fericit să îți urez să fiu iubit, să fiu alături de tine. Toată lumea a venit, totul este pregătit să-ți ureze numai bine. Cum credeți voi, de la cine vine surpriza? Credeți că ele sunt cele care vă vor binele și vă sunt bune de surprize frumoase, da? Pe mama o știți că ea este bună de ghidușii, da? Și uite, mai avem un mesaj de felicitare pentru voi. Scumpii noștri, Radu și Marius, voi pentru noi sunteți tot ce avem mai de preț în această viață. Fie ca bunul Dumnezeu să vă lumineze calea spre un viitor bun, să vă dorească zile senine și însorite, să aveți parte de o viață fericită și plină de surprize frumoase. Noi vă dorim multă sănătate, căi mai de preț în această lume, fericire, vise împlinite, succese în viitor. Să prindeți orice clipă trăită alături de cei dragi. Tot ce vă doriți să se îndeplinească. La mulți, mulți ani, cu drag din partea familiei. Într-adevăr, ei sunt cei care mereu o să vă susțină, o să se străduie să vă surprindă frumos și o să vă iubească, așa cum sunteți. Dar bănuiesc că și voi îi iubiți, da? Ia-mi spune tu, ți-a plăcut surpriza lor? Da. Uite, mereu o să vă țină fetele astea pe palme și o să vă încurajeze pașii oriunde nu s-ar îndrepta ei. Și bănuiesc și voi la rândul vostru, da? Sigur. Și dă-i atunci pe o sănătate. Asta e și mai de preț în viață. Și să uite numai înainte, murul sus uite. Și au fost. Și au fost în urmă, puteți să-mi lăsăm pe greșeală de om. Și am făcut în urmă, timp pe viitor, să faci și corect, nu știu, știu de urmă. S-ascultați! S-ascultați! Lumea din jurul vostru întrebări care vă vorbim de urmă. Iubiți? Iubiți? Cu toți, nu vă vorbim. Și sper că știu un amândoi și știu că am și la muntă. El tot vrea să dansează la muntă. Da, dar nu știu la care. Vreau să spun că o iubesc, ne spun de mult. Ea ești îngerul meu pe pământ. Este ființa care întotdeauna m-a îndrumat spre calea cea dreaptă. Întotdeauna mi-a dat sfaturi mereu corecte, care știu că des nu le-am ascultat, nu le-am prețit, dar asta e. Trebuie să ne învățăm greșelile altora, dar noi ne învățăm pe noastră. Asta e mai ușor. Exact. Mulțumesc, ne spus de mult. Nu m-am încătat așa surpriză. Nu știu. Surprizele abia încep cu așa o mamă frumoasă și o soră care o susține. Surprizele abia încep. Vreau să zic, foarte tare o iubesc, mamă. M-am așteptat ca să-mi fac a doua oră ziua mea de naștere. Sunt foarte tare la dânsa. N-am stat niciodată așa tare ca la dânsa. Vreau să zic o iubesc foarte mult. Câți pupici merită mama? Pici pe obrăjori mamei. Uite așa. Ce le poți să doresc? Sănătate? Cum am spus? Poate și că mă o lută. Mai vreau un nepoțel. În primul rând, vreau să le doresc mult, mult sănătate, fericire, bucurie, în primul rând de la copii, să vadă că prețuiesc lucrul părinților și deja mult succes în viață și la Marius. Marius o să fie cel mai harnic, da? Eu le doresc un drum spre cale bună, sănătate, multă fericire și sănătate mai mult, toate cele bune, să le se împlinească toate gândurile. Pe atâta lume împrejur frumoasă și binevoitoare, așa și o să fie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la mulți ani.
bine? La mulți ani! Marius mă întreabă, mămică, când pleci? Eu îi spun că mâine. Îl gândiți așa? Așa am stat până a doua zi. Supărat. Că mama pleacă și îl las. Dar acum mai glumim de ele, că eu să m-am supărat, dar mămică, să-mi treacă. Da, Marius? Cea mai mare fericire e să ai să vă țină mama în brață, voi mi-aduceți împlinire, clipe dulce.